Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Voia lui Dumnezeu pentru tine. Partea a treia. Să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Romani, capitolul 12, versetul 2. Pentru a împlini voia lui Dumnezeu pentru viața ta, va trebui să te confrunți și cu ceea ce vor ceilalți să faci. Șeful tău dorește să fii mai productiv, biserica pe care o frecventezi dorește să fii mai implicat, banca unde ai cardul de credit vrea să te înglodezi mai tare în datorii, se pare că toți au un program pentru tine. Și dacă îți petreci viața încercând să le împlinești așteptările, nu vei fi liber niciodată. Uneori, a iubi pe oameni înseamnă a fi nevoit să-i dezamăgești. A căuta să fii persoana dorită de ceilalți e un mod superficial de a trăi. Nimeni nu-ți poate spune exact cum să te schimbi, pentru că numai Dumnezeu știe. Nici măcar tu nu-ți poți spune cum să te schimbi, pentru că nu tu te-ai creat. A iubi o persoană înseamnă a dori și a te strădui ca acea persoană să devină cea mai bună versiune a ei însăși. Singura persoană din tot universul care este calificată să facă asta este Dumnezeu. Spre deosebire de oameni, Dumnezeu nu are un orar ascuns sau nevoi neîmplinite pe care speră să și le împlinească folosindu-se de tine. El știe cum arată cea mai bună versiune a ta. El se bucură numai gândindu-se la ea și deja a început să lucreze pentru împlinirea acestui scop. Biblia spune: toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Romani, capitolul 8, versetul 28. Asta înseamnă că Dumnezeu lucrează în fiecare clipă pentru a te ajuta să devii cea mai bună versiune a ta. Vei fi cu adevărat liber când vei decide să te bucuri știind că ești persoana dorită de Dumnezeu, la care El lucrează în fiecare zi.